posibilitatea de a-l prelungi în continuare. Scopul acestui protocol este acela de a face ca pe teritoriul municipiului Oradea Crișul Repede să arate cât mai bine, începând de la Albie, terminând cu malurile și cu tot ceea ce înseamnă arealul Crișului Repede, și să fie o zonă de recreere pentru oradeni. În principal, se are în vedere asigurarea curățeniei și salubrizării tipurilor, asanarea terenurilor insalubre din acest perimetru, prevenirea poluării apelor, transformarea malurilor într-o zonă de recreere și asigurarea unui climat de ordine și curățenie în acest perimetru. Aveți fiecare dintre dumneavoastră elementele acestui protocol, care la punctul numărul 2 are măsurile și responsabilitățile pentru fiecare dintre instituțiile care vor fi parte în acest protocol de colaborare. Eu aș vrea să vă fac o scurtă prezentare responsabilităților primăriei municipiilor Oradea, împreună cu doamna viceprimar Biro, apoi o să rog pe domnul director Pastor să prezinte responsabilitățile care țin de administrația bazinală pe care o conduce. În ceea ce privește responsabilitățile primăriei municipiului Oradea, acestea sunt de curățare zilnică a malurilor Crișului Repede, la punctul numărul 2. Acest lucru îl vom realiza atât prin protocoalele de colaborare care le avem încheiate cu penitenciarul, cât și prin delegarea responsabilității către companii private pe fiecare dintre maluri. De asemenea, avem o responsabilitate comună, și anume de a menaja lunga Crișului în zona Parcului Libertății, în așa fel încât această lungă să fie cât mai frecventabilă pentru cei care doresc să se recreeze în zona respectivă. Avem responsabilități comune legate de această amenajare, în ceea ce privește primăria municipiului Oradea, având în vedere denivelările foarte mari care sunt în zona respectivă, care au fost cauzate de viiturile de-a lungul anilor, viituri care, în momentul de față, prin amenajările care au fost efectuate pe albia Crișului Repede, nu mai sunt posibile. Noi vom aduce pământul vegetal în zona respectivă, urmând ca amenajarea propusă să fie făcută de colegii noștri de la administrația bazinală. De asemenea, tot în responsabilitatea primăriei municipiului Oradea este amenajarea malurilor în vederea desfășurării activităților în aer liber. Și aici o activitate importantă este cea situată între podul Decebal și podul Densușanu, în zona în care astăzi malurile sunt într-o stare nu foarte bună, unde sunt și rupte balustradele. Acolo, prin hotărârea care a fost adoptată de către Consiliul Municipal ieri, suntem în situația de a putea asfalta digurile. Astăzi sunt zone betonate sau zone care nici măcar nu sunt betonate, într-o stare destul de proastă. În așa fel încât în acest perimetru să se poată circula pe jos sau cu bicicleta în condiții foarte bune, pe dig.